Toti crimele de sistemul învățământului sunt de corupție și am discutat despre asta data trecută și eu cred că anume asta este calea cea dreaptă, să venim cu niște propuneri concrete și constructive de a combate corupția din sistemul învățământului. Și nu sunt totalmente de acord cu ideea că sistemul de învățământ astăzi distruge copiii sau naște monstri sociali. Totalmente nu sunt de acord. Nu putem vorbi în întregime despre sistem, pentru că în sistem lucrează undeva sus în conducere și niște demnitari putre de corupți, dar lucrează și niște pedagogi foarte talentați care și-au sacrificat practic viața, pentru că lucrând pedagog în Republica Moldova nu-ți face o avere ca să-i duce copiii. Și au o grămadă de probleme acești oameni, despre asta ar trebui să vorbim. El vine, are o sarcină să-i duce și să-i instruiască viitoarea generație, dar el se gândește că îl dor dinții și n-are bani să-și pună o proteză sau elementar, el vine în fața elevilor cu papucii rupți. Ce fel de exemplu el își dă acestor elevi? Este că el e inadaptat în această viață, în sistemul nostru de valori, când cel mai tare se prețuiesc bunuri materiale. Și dați să vorbim real. Chiar și astăzi, în condițiile de azi, tânărul care vrea să facă carte, el a să facă carte. Și în fiecare an la noi sunt tineri care se duc și intră și la MGU, și universitățile din Sankt Petersburg, și în Uniunea Europeană își duc să intră. Și dacă toți cunosc, eu nu știu ce nimeni nu a vorbit, dacă iei un tânăr de la noi, din clasa 6-7, și îl duci undeva în Uniunea Europeană, el până se acomodează 3 jumătate de ani și până să-l trec deodată cu 2-3 clase mai sus. Pentru că nivelul nostru de știință, care îl învață copiii noștri, depășește cu mult nivelul lor.